Bună tuturor! Nu ne-am mai văzut de ceva timp în acest cadru. Sunt sigură că voi ați de mult să vedeți temperatura de la noi din casă. Asta e 21 de grade. Îmi place foarte mult cadrul ăsta cu termostatul în spate. Vreau să vă arăt niște cumpărături de la Kaufland pe care le-am făcut. Nu sunt foarte multe. Adică sunt, avem două sacoșe mari pline. Cred că s-au cheltuit în jur de aproape 400 de lei. Și vreau să vă arăt ce am cumpărat. E așa ceva foarte casual, ca pe vremuri, că știți că fac clipurile astea de foarte mulți ani. Am luat în primul rând silicat, pentru că da, ați ghicit, s-a terminat silicatul, comandă de pe Zooplus, n-am dat încă o comandă pe Zooplus, așa că am luat silicat acum ca să rezolvăm problema de moment. Și l-am luat acesta, nu știu, de obicei Andrei se ocupă de alegerile silicatului, eu nu prea mă bag, nu știu, el ține minte ce cumpără. Toate sunt relativ ok, mi se par mai calitative cele de pe Zooplus, în sensul că parcă le putem ține mai mult un pic în litieră decât pe acestea. Da, dar deocamdată l-am luat pe acesta, miau miau, cu lavandă. Bun, și voiam să vă mai arăt ce am luat pe masă și ce am pus pe masă și ce am băut în Kaufland. Este acest ceai cu aromă de piersică. El este un ceai verde, am senzația. A, nu, ne asigurăm că ceaiul de mentă este cules cu grijă, deci ceai... Infuzie de plante, suc concentrat de struguri, suc concentrat de mere, suc concentrat de piersici și aromă de piersici și nu are zahăr adăugat. Cred că dulceața lui, pentru că e dulce, vine din sucul concentrat de struguri, care știți că e foarte dulce și un suc bun. Avem senzația că e din ceai verde, totuși, dar se pare că nu. Bun, hai să încep să scot din sacoșă. Mi s-au terminat dischetele și în ultima săptămână am folosit numai dischete de la reutilizabile și mi-am dat seama că am niște dischete reutilizabile care nu-mi plac deloc. Sunt luate din Lidl acum ceva timp și sunt așa groase, pufoase, nu-mi plac. Eu nu vi le recomand, dacă le vedeți, nu le luați din punctul meu de vedere, pentru că fiind atât de groase, deși ele sunt moi, sunt ok, mi se pare că nu poți să ajungi cu ele ca lumea în locurile astea mici și la ochi cel puțin... Nu reușesc deloc să iau produsul, dacă încerc să insist, cumva mă rănesc, în fine, având așa un pufișor pe ele, recomand mai degrabă mănușile sau cârpele de machiante. Am de la Yves Rocher, care mi se par ok, așa poți să bagi mâna, e o chestie așa micuță și poți să bagi mâna și ușor, pac, 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 poți să o întorci și pe parte și pe cealaltă, mai am niște cârpițe de la ei, sunt ales mai ok, dar dischetele alea nu-mi plac. În fine, am luat și dischete din acestea pentru că pe acestea le folosesc cu apă micelară. Ok, am luat acest mix de petrecere. După cum știți, l-a primit, sau poate nu știți, l-a primit Andrei de la Moș Nicolae și ne-a plăcut foarte mult. Și am luat și noi. Mulțumim, Moș Nicolae, pentru inspirație. Am luat un iaurt grecesc cu 2%. Ok, pe asta mai mănânc eu cu supe de obicei și de asta l-am luat. Știți că de obicei Andrei mănâncă dimineața iaurt din acela cu cereale? Ei bine, a tot mâncat din ăla în ultimele săptămâni. Și am sugerat să încerci acest orez. Este un orez cu lapte care are... Ăsta are zmeură, gen un gem de zmeură. Ăsta este simplu. Iar acesta e cu ciocolată și să știți că are așa o consistență de budincă. Dacă n-ați mâncat niciodată, e o gustare simpatică, nu știu, în jur de 5 lei și... Ăsta seamănă cel mai bine cu laptele ăla cu orez de pe vremuri, dar v-am zis, nu e laptele cu orez, gen cum e laptele așa mai apos, ci e mai budincos. Așa e făcut el. Am luat și un pachet din ăsta de șervețele ca să am rezervă, că nu... Adică am peste tot, am inclusiv și în baie, că și în baie folosesc pentru a mă tapota pe față, dar am zis să-l iau pentru că mereu rămânem fără. Am luat un lapte. Așa, vrem să facem niște paste cu ton și vrem noi să încercăm o chestie. Să facem paste cu ton cu sos de roșii și combinat cu smântână lichidă. Nu știm ce o să iasă, ce nu o să iasă. Oricum, n-am găsit toate ingredientele. La legume și fructe era foarte trist azi la Kaufland. Și mă rog, am luat pastele astea. Așa, am luat saci de gunoi pentru roșu de gunoi din baie, din ăștia de 20 de litri. Am senzația totuși că se găsesc și mai mici, de atât sper să nu fie prea mari pentru roșu nostru de gunoi mic de la baie. Am găsit penul șocola din astea ambalate. Doamne, mi-amintesc când locuiam la un moment dat undeva unde lângă, super aproape de bloc, aveam Profi și foarte des cumpăram chestii de acolo, mai ales gustărele, na, când se mai terminau chestiile de prin casă, mergeam și făceam așa o mică aprovizionare de la Profi. Și ei aveau acolo penă șocola, nu erau astea, cred, sau nu mai amintesc exact, dar băi, mâncam continuu, mâncam minim două pe zi. Și mi-am amintit de iubirea mea pentru ele,
când am fost la munte și am mâncat la o cafenea din asta, un penne au chocolat, era, mă rog, proaspăt, era foarte gustos, era și un pic cald și da, le-am văzut pe astea și chiar mă gândeam, parcă mi-aș fi luat un croissant, dar parcă aș fi vrut, parcă n-aș vrut totuși croissant și am găsit chestii de astea și am fost foarte încântată. Tot pentru pisici, pe lângă silicat, am luat și plicuri, astea de la Purina One, și am luat și niște conserve, dar alea nu sunt aici. Să vă explic. Avem în congelator niște crânați picanți, care sunt de la părinții lui Andrei. Băi, ce tot fac pisicile astea? Deci nu știu ce se întâmplă. Puf! Ce faci? Fuge de colo-colo, e dubioasă. Așa, și crânații aceia sunt picanți, așa că el o să îi mănânce pe aceia, iar eu mi-am luat crânați nepicanți și o să facem cu piure de cartofi. Foarte așa, clasic. Am zis să încerc acest mix de la Vitalis. Este super gustarea cu ovăz. Mă rog, cred că asta e super gustarea cu ovăz. Ce tare! Celelalte erau gustări cu ovăz, ăsta e super gustare. Care scrie că e cu ciocolată neagră. Și am tot evitat-o și am evitat-o. M-am gândit, zic, e ciocolată neagră, înseamnă că e amăruie, înseamnă că e nașpa. Dar am zis totuși să cumpăr un plic și să văd, frate, cum e, cât de amară poate să fie. Scrie aici la ingrediente că are 6,5% fulgi de ciocolată cu 50% substanță uscată totală de cacao. Deci mă gândesc că conținutul de cacao este cumva mai mare și că nu e neapărat amăruie, ci poate, sper eu, să fie așa mai ciocolătoasă. Adică eu asta îmi doresc de la ea, să... pentru că în ultimul timp, nu știu, când mănânc de asta gustare cu ovăz, mi se pare că parcă nu simt gustul de ciocolată. Și sper să fie asta minunată, să fie mai bună decât aceea. Vedea, mă țin la curent. Niște crocănțele am luat. O, doamne, chiar așa se numesc. Ba nu, se numesc crănțănele. Eu crănțănele zic la mâncarea pentru pisici și câini. Știu că nu toată lumea zice așa. Ah, și eu mi-am luat, când își lua el gustarea cu orez pe care v-am arătat-o, am văzut gustarea asta cu ovăz, pe care nu cred că am încercat-o. Este tot de la Müller și e efectiv un desert cu lapte, din lapte cu fulgi de ovăz, cereale integrale, bra, bla bla bla. E simplă și am zis că într-o dimineață, când nu o să am chef de ovăz sau de cereale, că o să vedeți că mi-am luat și cereale, să încerc chestiuța asta, poate, nu știu, în combinație cu ou, să zicem că îmi fac două fierte după sală și vreau să mănânc ceva și ceva dulce și mănânc chestia aia. Mi-am luat de la Zuzu budincă cu frișcă, cu asta cu ciocolată, asta cu vanilie. Am avut ceva cu budincile în ultimul timp. Vă povesteam într-un vlog anterior că am mâncat de la... De azi, așa se numește firma. Mie, stai cu minte că iarăși bași capul ăsta și te sublim pe aici. Am mâncat o supă cremă de linte care mi-a plăcut super mult. Ei bine, de data asta am zis să încerc supa cremă de brocoli. Știți că eu sunt o mare, mare fană brocoliului. Și ce pot să sesizez deja este că asta este mult mai lichidă decât era cea de linte. Așa, ia să mă la ingrediente. Apă, brocoli, ceapă, ulei. Oh, e efectiv de brocoli. Vai, sper să fie bună. Nu știu, am căutat să-mi iau și crutoane, dar am zis că îmi fac eu până la crutoane. Am luat un păstârnac și un morcov, pentru că voiam să fac supă cremă de linte. Și o sunasem pe mama și o întrebasem: mama, care era lintea aia care fierbe greu și care era aia care fierbe mai repede? Pentru că știu că sunt două tipuri de linte și ea mereu îmi spunea care e aia bună, eu uitam și cumpăram prost și mă trezeam că trebuie să fierb lintea timp de o oră. Micuț, dar ce ai, mama? Băi, deci vrea să urce în sacoșă cu prețul vieții, efectiv. Doamne. Da, și am sunat-o și în timp ce vorbeam cu ea la telefon și îmi zicea că aia roșie fierbe mai repede, pentru că mi-a explicat ea acolo, mi-am dat seama că eu nu pot să fac supă cremă de linte, pentru că încă nu ne-am cumpărat blender. Așa că o să fac probabil, nu știu, ori o supă, cum e supa de fasole, gen neblenduită, neblendărită, de fapt, cred că e, că blenduite la machiaj. Nu? Fie să fac o mâncărică de linte, nu știu, dar ceva cu linte o să fac. Și cred că o să cumpăr și niște cartofi, mă gândeam să am așa o mâncărică să fie cu linte și cu cartofi așa, nu știu, scăzută, așa pe foc, nu mai gândesc. Dar până nu mi-am cumpărat blender, mă descurc cu asta. Am luat portocale, care par foarte dulci. Ok. Și ce mai am aici? Un pic de pisici și un alcool sanitar, a.k.a. spirit. Vedeți șuvițele astea două. Și cam asta a fost în prima pungă. Iar în cea de-a doua avem așa. Popcorn cu cașcaval. Un muștar de la bunica. Parcă în ultimul timp nici un muștar nu mai îmi place și parcă doar ăsta, de fapt, mi s-a părut un pic mai ok. Și l-am recuperat. Dulce la mână, da? Dulce.
usturoi, de ceva timp mereu cumpărăm usturoi din ăsta și ne ține foarte mult, chiar ajung vreo 2-3 căței să se strice. E un usturoi care e, vedeți, toată căpățâna asta e un singur usturoi, gen un singur, o singură bucată de usturoi, nu știu cum să-i zic. Și e mai picant, am senzația, decât alte genuri. Este, cred că e usturoi chinezesc, I'm not sure, dar oricum. E vreo 15 lei toată chestia asta și noi folosim usturoi cam la orice soi de mâncare. E foarte ok și ușor de curățat. Am luat castraveți în oțet, nu-ți preferații mei, mie îmi plac castraveții murați, ăia în saramură, dar în comerț nu prea se găsesc, ăia care se găsesc pot fi moi și dubioși, sunt moi așa, se fac destul de scârboși, mi-e dor de castraveții aia de casă, nu știu ce baby hair ăsta aici, și cred că mama cred că cu ea, cred că vorbeam de Crăciun și îmi spunea să încep și eu să pun castraveți la borcane, pentru că este foarte ușor și este foarte ok, foarte bun. Și eu mereu, nu știu, când o vedeam pe bunica mea că se chinuie și... na, se chinuia, că era muncă. Cel puțin așa percepeam eu, fiind un pic mai mică. Mi-am zis că eu nu o să fac niciodată așa ceva. De ce să fac asta când e, nu știu, 5 lei borcan de castraveți sau cât costă? Dar ea tot mi-a zis în ultimul timp că pune și așa. Și nici pe ea n-aș vrea să neapărat să pună pe mama. Și faptul că ea îmi zice că e super tare și super ușor, nu știu, parcă mă face și pe mine așa să încerc. O vedea. Am mai luat încă de astea. 4 conserve pentru pisici, Purina Gourmet. Andrei și-a luat această sălățoaie de cartofi cu ou și castraveți. Mie nu-mi plac, eu când am văzut așa primele dăți și în Kaufland și în Lidl, am zis, Doamne, ce bine arată, și imaginam care gustul ăla de salată de cartofi care îmi place mie. Dar nu, din păcate duce foarte mult, aduce foarte mult cu gustul de salată bœuf, care mie nu-mi place. Pentru că are maioneză, probabil, și pentru că, uite, asta, varianta asta are castraveți murați și combinația mie nu-mi place deloc. Are un chil, deci o să tot mănânce din ea. Așa, mi-am luat cerealele acestea. Cum era poftă, n-am mai mâncat de multe luni și știu că îmi plac super mult. Am aici o conservă de ton. Ton în ulei vegetal, am căutat prin tot Kaufland-ul ton în sub propriu, că mai avem încă unul din ăsta în frigider și voiam două conserve de ton pentru paste, n-am găsit, am luat în ulei, o să-l scurgem oricum, sper să nu fie nicio problemă. Mi-e teamă să-mi iasă așa grăsos uleios. Am luat o pâine, nu știu ce a fost, pâine, bai, dar nu știu cum se numea, pâine cu fibre, oare se numea? N-am nicio idee cum e în interior, pare o pâine așa mai... mai crocantă, cu coajă un pic mai dură, așa de... cred că cel mai bine o să fie să o prăjim, sincer zic eu, oricum eu prefer pâinea prăjită. Am luat și un grana padano. Așa, ce mai e aici? Acum sunt puține chestii. Ouă, ecologice. Doamne, nu mai am pe masă de ele, fiți atenți. Ok, și cred că încheiem în stil mare ceva, ceva, e ceva, nu vreți să știți? Stați că nu pot să scot de aici. Hârtie igienică de la Cofina cu aromă de cocos. Ia e. Gata, am terminat cu holul acesta. Acestea au fost cumpărăturile pe care le-am făcut noi în seara aceasta. Da, va trebui să completăm, că n-am găsit ceapă. N-am găsit multe chestii în Kaufland, n-am găsit din păcate pomelul roșu. Dacă găsiți pe undeva pomelul roșu și vă place grapefruit-ul și pomelul în general, luați-vă. Deci am pățit de foarte multe ori să cumpărăm pomelul din ala obișnuit și să fie... pe românește lame, adică să fie uscat, să fie nașpa la gust. Băi, dar cu pomelul roșu, mereu am nimerit să fie absolut delicios. E zemos întotdeauna, e super gustos și o combinație între pomelul și grapefruit, adică aduce cumva cu ambele, este foarte bun și de fiecare dată în ultimul timp când am găsit, am luat, am găsit și la Kaufland, am găsit și la Lidl, am găsit și pe la aprozare din astea, băi, dar în ultimul timp nu mai găsesc pe nicăieri. Nu știu ce se întâmplă, că doar e sezonul lui, știu că de obicei iarna e așa pomelo pe piață și iarna cred că îmi vine mie să mănânc citrice, vara nu prea. Dar dacă îl găsiți, luați-l, eu mereu caut, v-am zis în ultimul timp și e bun tare de tot. Dacă n-ați încercat sau dacă ați tot cumpărat pomelo obișnuit și ați fost dezamăgiți din diferite motive, luați pomelo roșu. Gata cu acest hol de cumpărături, vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat la el și ne vedem data viitoare. Stați așa, nu plecați, avem bonus, bonus, bonus. Am fost până în Lidl și am luat așa, pomelo. Din păcate n-am găsit pomelo roșu, dar am găsit acest honey pomelo, deci mă gândesc că e gustos. Da, ăla roșu îmi place mai mult, dar asta e. Aici avem așa, o lipie. Am luat ca să văd cum e.
Nu știu exact cu ce să o mănânc. Poate să mănânc cu acest humus. Cine știe. Așa, am acolo două bucăți de burec cu spanac și brânză și un melc cu budincă de vanilie și stafide. V-am zis de humus. O conservă de porumb. Am luat aceste alune în wasabi pentru Andrei, sincer. Era săptămâna asiatică. Foarte multe chestii aveau, însă eu m-am dus să iau gen strictul necesar. Nu, n-am luat strictul necesar, că am cărat ca o nebună, deci nu vreți să știți. În fine, că am venit pe jos, evident. Da, și mi-am luat pe astea pentru el. Poate să mănânc și eu, dacă nu sunt extrem de picante, dar știu că lui îi place wasabi. O să-i placă, zic eu, dacă sunt ok. Astea sunt portocale roșii. Și sunt atât de fericită că le-am găsit. Dacă le vedeam pe ele, prima oară nu mai luam și portocale normale. Dar dacă tot am pus portocalele în pungă, am zis ok, hai să iau și portocalele roșii. Și sunt atât de fericită, sunt așa bune portocalele astea roșii și în general la Lidl se găsesc. De obicei primăvara, încă nu e primăvara, mă rog, afară sunt 20 grade, dar văd că au apărut. Am luat și un avocado care e crud săracu, dar o să se coacă el. Poate, nu știu, săptămâna viitoare o să reușesc să-l mănânc. Am luat și acest iaurt ca să-l încerc. Știu că e un iaurt foarte, foarte popular. Este vegan, gen e din lapte de cocos și e cu aromă de piersică și am zis că îl mănânc așa la o gustare. L-am văzut că era gen în ofertă, că nu m-am dus eu pe la iaurturi. Așa, am luat linte, vreau să fac o mâncărică, domnule, de linte. Și am citit că e o idee bună să iei linte de asta la conservă. Eu nu voiam să fac asta, voiam să iau linte nefiartă și să o fierb de la zero din aia roșie ca aia fierbe mai repede, dar n-am găsit în Lidl linte normală și când am văzut conservele am zis ok, iau așa ca să nu mai trec pe la alt magazin și am luat și niște roșii din astea pasate, mărunțite, whatever, sus de roșii, nu știu cum se numesc exact. Roșii decojite cuburi în suc de roșii, da. Tot pentru mâncărica de linte. Probabil că o să o gătesc și o să vă arăt în vlogul următor. Gata, vă las, vă pup, ne vedem data viitoare. Pa!